Serviciul de asistență socială comunitară al primăriei Medjidie a organizat mai multe puncte de distribuție a apei potabile. Acestea sunt plasate pe toată raza administrativ-teritorială a municipiului. În zona nord, dispensarele numărul 2 și 3 și farmacia de pe strada Independenței. În zona centru, primărie, farmaciile din zona centru și din piață, dispensarul din strada Decebal, dar și farmacia de pe strada Decebal. În zona ciment, farmacia de pe strada Poporului la blocul 28. În zona spital, se asigură apă la farmacia Hidrofor, dispensarul policlinică, dispensarele numărul 5 și 6. La orașul nou, cetățenii găsesc apă la farmacie, iar în satele Valea Dacilor și Remus Opreanu, în toate spațiile comerciale. Mai mult, persoanele aflate în imposibilitatea deplasării din cauza vârstei sau a bolii pot apela la sprijinul specialiștilor din cadrul SASC la numărul de telefon 0241 820 800 interior 131, persoană de contact Elena Nicolae și Carmen Mocanu, pentru asigurarea contra cost a alimentelor și bunurilor de strictă necesitate.